Eveniment inedit astăzi la Camera de Comerț și Industrie Prahova. Sala Europa a fost gazda lansării cărții Primarul și Primăria Ploiești la 1960, autorilor Traian de Lazăr și Petre Vâlcu. Lucrarea tratează diverse aspecte ale activității respective instituții, unele dintre ele expuse de autori în fața celor prezenți. A folosit în carte terminologia epocii, sfat popular, nu primar, ci președinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular. Cum era organizată o primărie? Pe secții, și într-adevăr au luat secții de pe rând, cum țineau seziuni și așa departe. Unele persoane mai în vârstă știu, au și votat pentru În fața doi dintre foștii primari ai Ploieștiului, Mircea Ionescu și Romeo Hanganu, profesorul Marinică Gheorghe a prezentat și proiecte de viitor cu caracter monografic. Fără să ne rugăm să ne mijlocim unii și alții, vom termina și următoarele două volume de sinteză monumentale, așa cum ați văzut că a ieșit primul volum, al acestei cutezătoare întreprinderi a creativității colectivului. Și cum pe coperta lucrării lansate se află o fotografie cu o clădire reprezentativă a Ploieștiului, respectiv fosta primăria orașului, la finalul evenimentului a fost exprimat și un regret. Aș vrea ca această idee să fie transmisă. O rușine a primarilor ploieșteni. N-au fost în stare, nu sunt în stare, nu știu de ce considerente, să realizeze o primărie la Ploiești. E trist că un primar stă în chirie.